Și acum să luăm pe Ilie. Ce dorea Ilie în viața lui de profet? Să-L vadă pe Dumnezeu. Ce dorea Ilie în vremea lui? Ca toată lumea să iubească pe Dumnezeu. Ce dorea Ilie în vremea lui? Să ucidă tot păcatul. Ce dorea Ilie în vremea lui? Să moară toți păcătoșii pământului. Spune profetul David în Psalm, ceva ce avea să facă Ilie mai târziu. În dimineață am ucis pe toți păcătoșii pământului. Cum i-a ucis Ilie pe toți păcătoșii pământului? Doamne, dacă mă iubești, Tu nu mai dai un strop de ploaie, nu mai dai un strop de rouă, lești cerul. Și ce spune David despre acest cuvânt al lui Ilie, despre această rugăciune? Și ce spune Scriptura? Făcutu-s-a cerul ca arama și pământul ca fierul de desubt. Deci cerul s-a înroșit de puterea soarelui, iar pământul s-a întărit ca oțelul. Au perit dobitoacele, au perit oamenii de foame, au murit aproape pe fața pământului, de acum secau izvoarele. De ce? El a stat la părâul Cherit, corbul îi mai aducea câte o coajă de pâine, mai aducea câte o bucată de carne și o să vă întrebați, pentru că era profet, de ce mânca carne? Pentru că dacă citim dogmatica și luăm învățătura, Hristos n-a fost trup, a fost carne. Dumnezeirea s-a întrupat în carne. Trup are și o pasăre, trup are și un animal, trup are și o orice făptură. Carne. Deci asta e firea pe care a îmbrăcat-o Hristos. Firea cărnii. De aceea spune, carnea și sângele nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Numai sufletul. Și în momentul în care aducea și pâine și carne, acel corb simboliza că noi ne hrănim cu pâine, care este trupul cel nou, viața cea nouă a lumii, pâinea cea vie ce s-a pogorât din cer, dar de fapt mâncăm carnea lui Hristos. Că nu putea corbul să ducă să prindă o vacă, să o taie, să-i aducă mușculeț. Aducea bucăți de carne din prada lui și profetul le mânca. Când a secat și acest izvor, el s-a dus în Sarepta Sidonului și a trăit pe baza unei minuni. Cu turte și cu făină. Și cu, de făină și un de lemn. Un de lemn este împăcarea cu Dumnezeu, iar turta, azima respectivă, era deja pânerea punerii înainte, pentru că Melchisedec l-a întâmpinat pe Avram cu pâine și vin. Deci pâinea care vorbim de pâinea cea vie, de pâinea Hristos, care e liturghia de azi, iar profetul, după ce a împlinit și acolo chemarea și șederea, s-a suit pe muntele Carmel și a văzut doar spatele lui Dumnezeu, adică l-a simțit ca într-o adiere de vânt. Și ce a făcut Ilie? A rămas cu acel dor de Dumnezeu. Dar, în schimb, spre rușinarea multor nebuni, și aici vreau să vă atrag atenția și să fiți foarte atenți la ce vă voi spune, mulți nebuni și tâmpiți ai zilelor noastre l-au transformat pe Sfântul Profet Ilie în eretic. Și ce au făcut? Au început să se ferească de profetul Ilie, au început să n-aibă icoana, să-i fie rușine să-i citească acatistul, pentru că au inventat ei secta lui Ilie. El este răpit în car de foc la cer și va veni cu Enoch în Ierusalim, când îl va trimite Dumnezeu să vestească Apocalipsa, să mustre pe Antichrist după ce va fi întronat. Și au început unii nebuni să spună, ăla-i din turma lui Ilie, ar fi bine să fii, mă, din turma lui Ilie, ești din turma lui mama dracului. Deci întâi că spurci numele profetului, doi că batjocorești faptele lui și uiți că este liturgistul Vechiului Testament. Ilie a descris tot Noul Testament printr-o lucrare pe care a făcut-o pe vârful muntelui când a ucis pe popii lui Baal și chiar i-a batjocorit. Și să vedeți cu câtă putere a pus 12 pietre mari.
împrejur, a făcut altar, simbolul celor 12 apostoli. A pus 4 măsuri de apă, care e simbolul celor 4 evangheliști. A pus vreascuri, care e simbolul muceniciei și a arderii, a jertfei. Și a pus carnea deasupra, a săpat șanțurile și a umplut toate șanțurile cu apă. De ce? Ca să vadă că nu e o făcătorie. Cum spun unii nebuni, azi lasă-mă că sătuliu de artificii cu lumina sfântă de la mormânt. Și acolo e, și acolo e ceva. Pentru nebun nu există Dumnezeu, și spune psalmistul. Și apoi i-a chemat pe popii idole și a spus, da, Dumnezeu vostru e tare, ia faceți rugăciune să vedem ce face Dumnezeu vostru. Și au strigat vreo 500 de popi idolești până au nebunit. Și Ilie îi lua în râs și le spunea, băi, poate Dumnezeu vostru doarme, poate altă are altă treabă, poate n-aude, poate e obosit, strigați mai tare! Dar când a ridicat mâinile Ilie la cer, simbolul epiclezei, că așa a ridicat, și a zis, Doamne, Cela ce ai făcut cerul și pământul, Dumnezeul lui Israel, al lui Iacov, Dumnezeul lui Israel și al lui Avram, trimite puterea ta și dă semn din cer acestora. Focul divin a mistuit toată jertfa respectivă și ardea apa în flăcări. Deci, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, apa Evangheliei, este flacără pentru cei ce cred în Dumnezeu și să jertfesc pentru El. I-a tăiat pe toți frumos cu cuțitul, i-a lăsat grămăjoară, s-a spurcat, s-a spălat pe mâini și s-a dus la treaba lui. A fugit din calea Izabelei și a luat hap, că erau nervoși deja, că erau idolatri, închinători la idoli. Și apoi, văzând Dumnezeu curăția lui și râvna lui, i-a zis, Ilie, mai am vreo 7000 care să închină mie, trebuie să dezlegăm cerul. Și a plouat și a venit din nou binele pe pământ. De ce v-am amintit lucrul acesta? Rămas cu acest dor de Dumnezeu, Ilie îl păstrează din vremea răpirii la cer când i-a aruncat cojocul lui Elisei și îl va vedea pe Hristos, cuvântul întrupat, cuvântul lui Dumnezeu care se poate arăta oamenilor, pe Tabor și va discuta cu el și vor pune la cale toate profețiile în Duhul Sfânt de la începutul Vechiului Testament care le-a scris Moise și care s-au adeverit toate până la înviere. Deci vedeți care este rolul schimbării la față? Și ca să le arate apostolilor că nu-i nici Moise, nici Ilie, nu-i reîncarnare, cum spun tâmpiții zilelor noastre, că a ieșit o modă de acum. Mi-a spus într-o zi o doamnă la spovedit. Cred că într-o viață anterioară am fost o floare, zic, da, cu mulți spini și cu parfum de toaletă. Adică ea era reîncarnată, era reîncarnarea brusturilor, a păpădiei, ați văzut aia ce se prind toamna, căiuția aia, de nu-i suportă omul și-i taie cu toporul. Poate că între aceia a fost reîncarnați. Noi avem la evrei 15 cu 27. O viață are omul, o moarte și o judecată. Nu ne reîncarnăm în nimic, în propria prostie. Te porți ca porc, îți spune lumea porc. Bei ca bou, îți spune lumea bou. Mănânci ca porc, te face lumea porc. Înjuri ca animalul, te face lumea animal. Te porți ca un măgar, îți spune lumea măgarule. Vorbești urât, te face nenorocit sau cum vrei tu. Asta este reîncarnarea noastră, a păcatelor proprii. Și atunci, Iisus, stând între ei, s-a văzut o mare lumină. Lumina a fost atât de orbitoare, încât apostolii au adormit și au căzut cu fața la pământ. Unde mai avem elementul căderii cu fața la pământ? La înviere. Ce s-a întâmplat la înviere? Când îngerul Domnului a răstignit piatra de la ușa mormântului, ostașii au căzut ca niște morți. De ce? Nouă, dacă acum ni s-ar face minuni cu lumină divină, noi am cădea ca morți jos. Nu le poți percepe, pentru că nu ești pregătit. N-ai tu ochii minții deschiși să înțelegi acea lumină. Lumina o se descoperă pe trăire. Deci ai un bec la 10 km în Iași și tu îl vezi de aici, din Vlădiceni, da? Cu cât te uiți spre el, el îți este reper. Cu cât te apropii pe el, îl percep mai bine. Când ajunge aproape, lumina poate deveni orbitoare. Dar nu devine orbitoare când?
când tu o percepi ca lumină și o ai ca și călăuză. În momentul când îi întorci spatele și te departi, tu te depărtezi de Dumnezeu și atunci mergi tot mai în întuneric. Și cu cât ești mai întuneric, ați văzut vreodată, ca să vă fac explicația ce am vrut să spun, dacă îți aprinde noaptea cineva lanterna în ochi, ai tendința să pui mâna la ochi. De ce? Nu suporți lumina. Pentru că pupila fiind foarte dilatată și ochii având celulele fotoreceptoare foarte deschise, lumina le deranjează și ochiul tinde să se închidă. Ei, cu cât mai mult lumina dumnezeirii, care a făcut pe apostol direct să adoarmă, deci ei au căzut ca într-un extaz. Și de aici, evanghelistul nu lungește povestea, ci spune așa, arătând ucenicilor săi slava sa, pe cât li se putea, dar ce au apucat să vadă, asta e marea taină. Asta e esența praznicului. Că norul de lumină care a venit de deasupra era lumina Tatălui și a Duhului Sfânt, cu în lucrare Sfintei Trei în perihoreza, dar lumina țâșnea din Hristos, din inima Lui, dinăuntru. Ce cere Simeon nou teolog și cu Grigore Palama când vorbesc de această lumină a lui Dumnezeu? Palama spune, luminează întunericul inimii mele, și Simeon nou teolog spune, luminează întunericul minții mele. Deci unde suntem noi în întuneric? Cu mintea și cu inima. Cu mintea că gândești ce-i rău, cu inima că faci ce-i rău. Hristos a ajuns la măsura ca Fiul al lui Dumnezeu să aibă lumina minții, de aceea spune, dacă m-a vădit cineva de păcat să spună, dacă am spus vreun cuvânt greșit, cineva să spună, și n-a avut cine să spună, că nimeni n-a avut cuvânt. Dar acum vine Hristos și spune, să vedeți ce aspru vorbește. Dacă n-ați fi știut păcat, n-ați avea. Dacă n-aș fi vorbit vouă și n-ați fi știut păcat, n-ați avea. Dar acum n-aveți cuvânt de îndreptățire la faptele voastre. Deci El a venit să ne arate că lumina vine din interior. Până n-ai lumină înăuntru, nu te da sfânt în afară. Stai în banca ta. De-aia sfinții chiar, poate chiar dacă percepeau lumina sau o aveau, ei spuneau așa, miluiește-mă pe mine păcătosul. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Miluiește-mă pe mine. Milostiv fii mie păcătosul. Nu se bătea cu cărămida în chept, eu sunt sfânt. Niciodată. Această lumină izvorâtă din interior a umplut tot muntele. Treziți? Că Hristos i-a trezit. Nu s-au trezit. I-a pus mâna pe ei. Hai băieți, gata. Și-a luat din nou firea omenească. Ce au zis apostolii la o asemenea taină? I-au simțit și pacea divină. Pacea care o avea Adam în rai. Doamne, hai să facem trei colibe aici. Una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Și atunci Hristos iarăși le povestește de muncile și de ce avea să se împlinească prin înviere și iarăși îl mustră pe Petru. Ca să înțelegeți că schimbarea la față nu este un act de a arăta Dumnezeu cât e de grozav, ci schimbarea la față este icoana pe care trebuie să o dobândească fiecare om să poată auzi din cer și el personal. Acesta este Fiul meu iubit, pentru care am binevoit. Și voi vezi, dar ce fii suntem noi? Toți sunteți Dumnezei și fii ai Celui prea înalt. Deci avem posibilitatea prin ortodoxie să ne luminăm prin cunoaștere și prin vedere. Avem posibilitatea prin ortodoxie să dobândim lumina lăuntrică și avem posibilitatea să auzim glasul lui Hristos care spune: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău, bucuria ce au avut-o apostolii, coliba aceea care și-au dorit-o pe muntele Tabor. Dar Hristos nu o vrea pe Tabor, la inimă, ci o vrea în cer, în Ierusalimul Ceresc, în împărăția și slava sa. Ce aș vrea să vă mai atrag atenția? Imaginea aceasta, tată, fiu, iubit și întru el am binevoit, este imaginea pe care trebuie să o aibă un creștin în fiecare zi în raport personal cu Dumnezeu atunci când se roagă. În orice clipă, dacă vrei să simplifici o rugăciune, poți să spui atâta: Doamne, ajută-mă să devin fiul tău iubit.
și dorit. Și ea este o rugăciune. Dar fiul cel iubit și dorit are două calități. Își revine în sine, se scoală, privește cerul și zice: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul din argații tăi. Iar tatăl îl primește în haină de sărbătoare și ce-i dă? Inel, manta, sandale și îl încinge rănindu-l din vițelul cel gras. Deci ori de câte ori vă împărtășiți, Sfântul Iustin Popovici, dogmatica lui, pe la pagina 100, nu știu, capitolul 13, avem trei feluri de îndumnezeire. Prin cuvânt, cunoașterea lui Dumnezeu, prin trup sau pâine sfințită, îndumnezeirea după har și după firea noastră păcătoasă, pentru că ne unim cu Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt întru el și el întru mine, și este singurul mod total, concret, vizibil de a ne apropia de Dumnezeu. Nu există altă formă. Dacă cineva cunoaște o formă mai înaltă de apropiere de Dumnezeu decât prin rugăciune și împărtășanie, s-o spună. Cine o practică este permanent fiul cel iubit și dorit al Tatălui, iar cine fuge de ea sau zăbovește în păcat și dorește să fie permanent adormit și să nu vadă firea și slava și puterea Tatălui celui iubit și dorit, acela este un fur și un tâlhar, sau cum spune Scriptura: plecați de la mine, blestemaților, nu vă cunosc pe voi. Să dea Domnul ca la această sărbătoare, că a trecut timpul, a expirat, toți cei de față să audă în fiecare seară și dimineață când își fac rugăciunile aceste cuvinte divine ale lui Dumnezeu: și tu ești fiul meu cel iubit și dorit, vino la mine. Amin. Ne trăiți, Părinte.